Astăzi, în acest episod, Vlăduț a încercat să construiască o cameră secretă pentru a se ascunde de tatăl strict ca să exerseze liniște la pian, dar acesta l-a prins. Nu vă mai spun prea multe, vă las să vedeți. Vi se pare ceva schimbat la această casă? Adică dacă vă uitați așa, eu sunt Vlăduț și am făcut o schimbare la această casă. Vi se pare ceva? Uitați-vă, dacă acum eu zic că o să vi se pară o schimbare. Vedeți că am făcut partea asta și partea aceasta nu exista niciodată. Oare tatăl nu credeți că își va da seama de partea aceasta? Pentru că eu acum am făcut o cameră secretă la el în cameră, pentru că știți că... Am făcut o mine și unde a făcut? Ok, cred că trebuie să mă duc în casă, dar nu pot. Hai că mă duc aici în spatele casei, fiți atenți ce vreau să fac. Trebuie să mă duc repede la el sus. Tată, ok, stai puțin că trebuie să lăsăm ușile deschise, fiți atenți. O să las ușile acestea deschise pentru că vreau să fac ceva. Ați văzut cum am făcut eu acolo? Ei bine, am făcut o cameră secretă la tatăl meu în cameră, acolo, direct în cameră. Fiți atenți, dacă ne uităm în partea aia, la dulap, în spatele dulapului, se află o cameră secretă și este o cameră secretă de care n-are cum să-și dea seama. O să vedeți despre ce este vorba, nu vreau să vă dau mai multe detalii acum, dar vreau să vă spun motivul adevărat pentru care eu am vrut să fac această cameră secretă. Ei bine, știți că mereu tatăl meu strict nu prea e de acord cu pianul. Vedeți că am pianele astea două aici. O să pun acolo pianele și practic este și antifonată camera aia și el nu prea o să audă, nu prea o să audă foarte bine. Nu o să audă el chestia, adică să sperăm totuși că nu o să audă pianul și toate astea, pentru că acolo vreau să mă desfășor practic cu pianul, că la mine în cameră chiar nu pot să mă desfășor cu pianul. Și știți că eu am avut concursuri, am concursuri, vreau să fac bani din pianul ăsta, vreau să fie viitorul meu și tatăl meu strict nu prea mă lasă. Și n-am ce să fac, așa că mi-am făcut o cameră secretă. Mi-am făcut acolo la el în cameră, pentru că dacă ieșim afară, la mine chiar nu puteam să facem. Haideți să vă arăt. Băi, iar să aud, mă, ce, doamne, iertă-mă, e traficul ăsta astăzi, mă, dar nici măcar nu văd. Ah, ok, e o mașină pe acolo, în fine. Fiți atenți, la mine eu n-aveam cum să fac, că vedeți că erau aceste două geamuri. Și în partea asta, vedeți că n-aveam cum să duc asta în jos. Dacă ziceam partea asta, era cam nașpa, dar ăsta, că era tot zona aia, cum vedeți acolo deasupra, asta a mers mai bine și de asta trebuie să fac eu camera fix aici la tatăl meu. Din păcate, altundeva n-aveam cum să fac, era super, super nașpa. Ar fi fost o idee să fac în pământ, dar nu puteam să duc eu toate firele și toate alea fix acolo în pământ, dar acum trebuie să mergem repede. E bine că tatăl meu s-a pus la somn, pentru că acum trebuie să intru repede în cameră la el, să sperăm totuși că nu ne vede, că nu se trezește prin minune sau ceva și putem să facem toată treaba. Acum mergem tip-til, ajungem acolo și trebuie să ne apucăm să construim camera. Că eu încă nu mi-am pus camera, trebuie să facem foarte multe chestii. Deci uitați-vă la tatăl meu că doarme. Bă, dacă chiar doarme, uitați-vă la el cum arată, bă, frate. Doamne, cum arată taică meu. Bă, doamne, cum arată taică. Ia, bă, aș vrea să-l trezesc acum puțin, să zic ca și cum că m-am speriat să ceva. Tată! Tată! Tată, dor și eu aici, tată. Tată, dor și eu. Tată, lasă-mă și pe mine să stau aici, te rog, tată. Lasă-mă să stau. Hai. A, mulțumesc, tată. Tată, deci fii atent. Tată. Deci știi că s-a auzit. Uite-te la mine, tată, că vreau să râd ceva cu tine. Ce? Ce vrei, fiule? Ești adoptat? Doamne, tată, nu mai fi nesimțit, tată. Deci am vrut, știi că s-a auzit azi de dimineață, s-a auzit mașina aia. Știi că s-a auzit mai devreme mașina aia, când te pui tu să dormi. Acum s-a mai auzit din nou și mi-a mai auzit numele și a zis că vrea să mă omoare. Ce a zis, mă? Ia că mă duc el acum, ia, fie, stai. Pe că, bam, am văzut la băia, unde băia, aici e băia, unde e băia? Da, fiți atenți, uitați-vă, deci fiți ai, mamă, deci, ca prin minune, ce bine. Bă, ce, doamne, iartă-mă, ce facem, mă, taică, mă, bă, mamă, nu, încă trebuie, nu, de ce trebuie să zic, tată, unde mai e paia? Ce? Tată! Ce faci mai aici? Ce faci? Eu, căcuța! Tată, îmi frunzi veceu, tată! Acum miroase aici, tată! Gata, deci nu mai pot să fac o taică în cameră. Deci nu mai pot să mai fac nimic. Ok, să spun totuși că nu vine. Gata, hai că intru aici. Sperăm totuși că nu o să spun mai de bun. Vedeți că asta este intrarea secretă, deci intrăm fix pe aici prin spate la dulapul lui. Intrăm pe aici așa frumos. Aici este...
Sună cum puteți să vedem. Mamă, ce face tecă. Și atenți, acum noi putem să-l vedem când intră cameră. Hai să vedem dacă vine. Deci la bucătărie, vedem și bucătăria, practic vedem și partea de afară cât de cât puțin. Vedem și la mine în cameră, prin surprindere, vedem puțin acolo patru mici. În viața mea fasole cu cârnați. Mamă, tăi că am mâncat fasole cu cârnați. S-a pune acum, s-a pus în pat, s-a pus, s-a uitat în chipul să-l văd. Nu mă pot. Ba, olo, ba, mă, deci nu l-a spart, pătai că mi-am vine. Bun, acum... Mamă, deci tot, ce tot faci atâta, mamă? Ce mă dori cu ură, nu mă pot. Olo, tai că mi-am, ok. Și acum trebuie să pun... Ok, deci trebuie să punem piano aici, trebuie să avem grijă. Nici nu știu dacă avem prea mult spațiu, ok, deci de ăsta am avut, de ăsta mare... Mamă, de ăsta nu cred că avem spațiu, frate. Deci îl punem... A, poate avem spațiu, fiți atent... A, trebuie să intrăm pe aici cu greu așa în spate. Uite, aici în partea asta nu mai e loc. Bun, deci trebuie să intrăm pe aici, ceva de genul. Și avem loc de piane. Mi-am pus ambele piane, dar vreau să mai fac eu frumos pe aici. Ce facem, taică meu? Ce faci mă, salută să mișcă pe acolo prin pat? Ăsta nu s-a pus la somn? Doamne, în fine. Acum trebuie, deci vedeți, am făcut toate lucrurile astea. Mi-am pus pianele, acum pot să exersez aici, dar nu vreau să las doar așa, ok? Vedeți că am pus și lumină și trebuie să pun... Mamă, să opresc asta puțin, bun. Trebuie să opresc așa. O să oprim, gata, bun. Așa. Bun, deci ne uităm la tăi chimea când doarme acolo și trebuie să mai punem niște chestii pe aici. Tată? Tată? Ce vrei? Tată, mă trezi din somn, tată, ce-ți furăi atât de tare? Adică? Păi ăsta e furăit pe tine, tu nu te-ai auzit cum furăiești și mai trăgești și pășini. Tu ai zis că mă fă și măi, băi copilă, bă, băiești, băiești cu capul. Eu să adică fiu cu capul constipat? Păi tu te la baie, tată, da, ești constipat, nu. Bun, bine, hai că pleca, bine că pleca, că acum pot să mă duc aici înapoi, că l-am trezit, că n-aveam ce să mai fac. Și acum, faza e că eu trebuie să mai pun pe aici, vreau să mai pun niște chestii, nu știu, o să mă uit, cred că o să pun niște flori, vreau să mai înfrumusețez puțin, vreau să pun un cover pe aici, vreau să pun mai multe chestii, dar momentan trebuie să vedem cum o să facem, să fie totul bine și după aceea să vedem și cu taică, bă, vreau să-i fac și niște farze, vreau să-i fac mai multe chestii și într-o zi aș vrea să-i fac eu o farsă, vreau să-mi scrieți dacă e o farsă bună sau nu, dacă vreți să-i fac farsa asta tatălui meu, să mă prefac ca și cum că a murit, să mă transform într-un alt om. Să-i dau de veste că sunt omul de la servicii funerare, să-i dau de veste că fiul său tocmai a murit într-un accident sau ceva de genul și să fie mormântul și toate astea să meargă toi... Mă, am auzit un pian? Ce tu l-ai dat-o? Mă, dar nu e pianist? Este... Unde-i tăică meu? Tată? 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 Ce faci, băi? Ce faci, băi? Tată, oprești! Tată? Ce fiune, ce fiune? Am auzit un pian. Ce o fiune, tu erai? Nu, tată, cine în casa noastră? Eu ți-am zis că am auzit ceva. Tată, no. Auzi? Cine, mă? Tată, ce se aude? Ce s-a... Tată! Mă, ce, doamne, iartă-mă, s-a auzit tata, s-a oprit. Tată? Unde-i? Tată, camera, tată, casa noastră, cred că e bântuită. Nu știu, bă, da, bă, fiune. Ce, tată? Da, mă, tată, dar ce ai mâncat astăzi, bă, omule, de tot, te tot... Tată! S-a auzit unul, tată, sunt oameni ăștia aici la astea, bun. Tată, dar ce ai mâncat, omule, astăzi, că ești grozav tare. Tată, adormi aici, ce, doamne, iartă, ți-am făcut și poză. Ce? Doamne, tată, ce ai mâncat azi? Ce, am mâncat fasole cu cărnașa, vreo două... Bine, hai, patata, lasă-mă în pace, ok, deci trebuie să mă duc să spunem totuși că... Mamă, bă, da, vine. Ok, da, ok, deci pleacă. Ok, l-a închis ușile, s-a pus să bat, ok, hai să mergem tip-til acum. Tip-til, să nu ne fata. Tată! Ce? Păi ce înseamnă asta? Ce înseamnă ce? Păi iartă-mă, tată, vreau și eu să dorm, omule. Vreau să dorm și eu. Lasă-mă să dorm. Tată, ok, deci s-a pus la somn. Tată? Ce, tată, nu te-ai cum te zici în casă? Tată! Bine că nu merg. Ce? Tată? Ce? Tată, ce înseamnă asta? Poți să-mi spui și mie? Ce înseamnă ce? Mă, tată, ce-i pățit, omule? Acum adică fiune. Vrei să o aduc pe maică ta să te altruiască? Pe maică mea să te altruiască? Nu! Păi și atunci? Bă! Tată, la revedere, tată, noapte bună. Noapte bună, tată, nu mai da... Toamnă, bă, ce, doamne, iartă-mă, cum suntem cu artificii în cameră?
Ce mai fac acum? Deci eu nu trebuia să ies, a fost mare greșeală că am ieșit de acolo din cameră, că acum nu mai știu ce să mai fac, uitați toate ecmele, deci de corte fie în continuu. Băi, e nebun, bă, tot, n-am mai văzut un om așa de nebun, bine, și băiatul ăla de la școală. Lădus! Da, te nu mai ca... Ți-am făcut magia vlăduț? Ce magie a fost? Ce a însemnat asta, tata? Ce, asta e magie la tine? Bă, și eu am întâlnit vlăduț, eu n-am o magie! Ce magie, mai? Aaaa, du-te-mă la toaletă și lasă-mă în pace, tata! Pleacă la toaletă odată, du-te! Du-te la toaletă, tata! Nu m-a fost, nu m-a fost, nu m-a fost! Bun, gata, am intrat aici, perfect! Mamă, în sfârșit! Și acum trebuie să vedem cum mai decorăm camera aceasta, revenim cu toate decorațiunile, o să le facem acum pe loc, trebuie să ne gândim ce o să punem, ce avem loc, că nu prea avem foarte mult loc aici în casă, în camera aceasta, dar după aceea putem să ne exersăm și noi la pian foarte, foarte frumos, dar singura problemă o să fie pentru că trebuie să intru așa mereu prin tip-til la taică-mi în cameră, că nu mai are cum să fac altceva, dar măcar e bine că am reușit să fac asta, că dacă intru și nu mă vede, după o să fie perfect, pentru că nu o să mă aud, o să stau aici să exersez, o să fie totul foarte, foarte frumos și o să fie totul bine, nu mai sunt mult la discuții. Hai să continuăm să terminăm camera asta odată și după aceea să mă pun să exersez și eu la pian, că deja nu mai știu să mai vorbesc. Ha, bun, deci cu greu am reușit să aleg câteva materiale, câteva lucruri care pot avea loc aici în spațiu. Am să-mi iau o minge din asta, să nu mai joc pe aici cu mingea aceasta când vreau eu să găsesc niște inspirații, cum să mă gândesc aici în timpul meu liber pe care o să-l petrec aici la pian și așa. Vreau să-mi iau o dată de ciocolată, o fântână din asta, cheie super spertare pe care o să o punem fix aici în colțulețul acesta foarte frumos. Ne dau aici ciocolată frumos, mâncăm acum și cam atât o să fie. Vreau să mai pun aici, deci fix aici o să-mi pun un din acesta, cum se mai numește, că nu știu cum se mai numește, un covoraș din acesta, să-l punem fix aici, să stea foarte drăguț. Aici vreau să punem o plantă din aceasta și vreau să mai punem o mini plantuță aici jos. Eu zic că arată frumos, nu știu dacă aș mai avea, nu cred că aș mai avea loc prea mult, nu cred că mai am loc, că o să ocup prea mult spațiu aici și nu pot să mă mai desfășor practic cum ar trebui. Asta este tot locul, aceasta este cămeruța pe care ne-am făcut-o. Hai să ne uităm la tatăl nostru, deci tatăl strict, uitați acolo, doarme foarte frumos, e bine că s-a băgat acum chiar la somn și nu mai face cum făcea el mai devreme, că deja m-a luat capul. Acum, eu o să pot practic să mă desfășor aici. Uite, stau eu la pian, mă pun la pian să cânt și astea. După când mai fac niște pauze și de astea mă mai joc cu mingea pe aici, ca să, că n-am ce să fac. Mai mănânc niște ciocolată din aceasta, foarte frumos, adică e totul bine, am tot ce-mi trebuie. După aceea, o să ies de aici din cameră. Vedeți că pot să ies pe aici foarte frumos, pot să ajung și aici la calculator dacă vreau și pot să ies și pe ușă. Fiți atenți, eu, da, fiți atenți, vreau să mă uit la ceva, dar nu știu dacă aș putea eu să sar de aici ca să nu mă lovesc, dacă am... Uite că am făcut și zona asta mai mică, aș putea să sar direct în copac să ajung sau ceva de genul, să reușesc în caz că nu pot să ies pe ușa, că trebuie să deschid ușa sau ceva, în caz că n-am scăpare de tatăl meu. Dar eu zic că momentan tot e bine, vedem că el încă doarme acolo. Intrăm acum înapoi, ne punem să cânt. Ce s-a întâmplat acolo? Ok, interesant. Ciudat, de fapt, nu interesant. Bun, am ajuns înapoi în camera noastră, tot bine, stăm aici și trebuie să ne apucăm acum să cântăm la pian, să fie tot bine, să sperăm totuși, Doamne, ăștia că nu s-au, sau că nu se aude din exterior, că dacă se aude și tatăl meu strict o să audă, o să fie cam nașpa, dar e bine măcar că nu știe. Dar să nu-și dea seama de unde se aude, în fine, o vedem cum facem. Ne băgăm acum frumos să cântăm și noi la astea. Stai să iau mingea de aici. Mamă, unde s-a dus mingea asta? Sau puțin să dau mai așa. Bun, gata. Perfect. Ce mi-aș putea dori mai mult atât? O cameră de pian. Chiar n-am avut o cameră specială amenajată doar pentru pian, că țineam în camerele mele normale și e super bine așa cum am acum. Un pian acolo, un pian aici, tot perfect. O să am un viitor bun și abia aștept să nu mai pot sta, să pot să locuiesc și eu altundeva, să nu mai stau cu taică meu, că deja nu se mai poate. Vreau să reușesc cu pianul ăsta, să mă mut, să nu mai stau cu taică meu, să fie totul foarte bine, să scap odată de el, frate, că nu se mai poate. O să fie multă muncă, dar trebuie să fim răbdători, pentru că în viață așa trebuie. Trebuie să fim răbdători, trebuie să muncim foarte mult ca să ne îndeplinim toate visele pe care noi ne le propunem, toate lucrurile. Și o să fie după o să fie chiar totul bine, în fine. Nu mai stăm prea mult la vorbărie, ne aranjăm aici și ne dăm drumul direct la treabă, să progresăm și noi, zic, nu? Cred că prima oară ar fi cel mai bine ca să încep cu pianul acesta mai micuț, ca să mă antrenez și după aceea să mă duc la acela mare. Hai să-i dăm drumul aici la treabă, să fie totul bine, stați puțin, deci trebuie să-i dau drumul la treabă. Chiar sucuresc, o să fie aici. Ia, ia, hai. Opa. Mamă. Ce mișto e aici? Deci chiar n-am avut în viața mea o cameră din aceasta. Deci chiar n-am avut în viața mea o cameră de pian. Ce fericit sunt în sfârșit. Pot să stau liniștit aici să nu mă deranjeze nimeni. Să nu mă deranjeze tatăl meu strict. Niciodată nu poate să mă deranjeze. Stau aici cânt foarte frumos. Și ia uitați ce minunat s-a aude totul. Mamă, deci e totul minunat. Chiar e totul minunat. E totul minunat. Mă, s-a trezit că ea? Bă, pare... Bă, sper că nu aude.
Sper că nu ajuns ok, stai. Ce s-a întâmplat el? Ce-i în dulap? Unde mă vreau? Nu. Sper să nu vină aici. Bă, de ce a găsit camera mea? Nu cred. Ciocolată, pian? O minge? Nu cred. Bă, nu cred cum a găsit camera. Unde ești? Sper să nu mă găsească. Doamne, aștept, te rog să nu mă găsească. Ca după, ca să pot să rămân în camera asta, să nu-și dea seama de cameră. Te rog, Doamne, să nu mă găsească. Te rog, Doamne. Bă, nu cred. Cum și-a dat seama? Sau, nu cred că s-a auzit. Da, tată! Ce cu camera asta? Îți place camera surpriză? Am găsit-o! Așa era! Da, ai găsit-o? Păi nu știu! Ce am mai găsit, mă? Ce am mai găsit? Oh, nu, curuneți-o! Da, până să scăpăt la baie! Nu m-a găsit! Trebuie să fug! Da! Ne! Așa că fie antenă, băieți! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.